Gata, eu mi-am pregătit laptele vegetal și acum ne putem apuca de pregătit clătitele. Bună, oamenii frumoși! Deci, după cum am spus, am pregătit laptele vegetal de cocos. Rețeta o am pe canalul meu de YouTube, o să vă las linkul în descriere dacă vă interesează acest lucru. Deci aici avem 500 de grame de lapte de cocos pe care îl vom turna într-un bol mai mare și deasupra bolului o să mai turnăm împreună cu laptele și acest ulei de floarea soarelui. Da? Aici am 5 linguri de ulei de floarea soarelui. Cam este câte o lingură pe 100 de ml de lapte, cam așa, mi se pare ok. Și am niște praf de copt. Imediat o să cântăresc și făina. Dar mai întâi să ne ocupăm de ingredientele lichide înainte de a le adăuga pe cele uscate. Da? O să avem nevoie și de făină. Făina avem nevoie cam la jumătate comparativ cu laptele, adică dacă laptele este, dacă avem, pasați o clipă, dacă avem 500 de grame de lapte, deci aproximativ 250 de grame de făină va fi. Și încă o chestie am putea să vă spun, deci în laptele ăsta, eu deja am amestecat și am adăugat vanilie, adăugați aroma voastră preferată care vă place vouă, am adăugat sirop de agave, voi puteți să folosiți orice îndulcitor vă place vouă, da, eu am folosit sirop de agave, l-am adăugat în lapte și am amestecat foarte bine. Încă un detaliu, laptele trebuie să fie cald, da, neapărat trebuie să fie cald, de aproximativ 30-40 de grade maxim, acum am turnat și uleiul. Amestecă bine uleiul cu laptele, după care adaug făina împreună cu praful de copt. Să știți că praful de copt nu este absolut necesar în această rețetă, puteți să nu folosiți praf de copt sau să folosiți foarte puțin încât clătitele să fie pufoase. Deci adaug ca și alte arome, cum ar fi coaje de la lămâie, de la portocală, da? O să fie foarte aromat. Dacă vă doriți niște clătite galbene, atunci adăugați niște turmeric. Da? După cum puteți observa, astăzi avem niște clătite de post, vegane, fără ouă, fără lactate de origine animală. Pe canalul meu de YouTube mai am și alte rețete vegane, dacă vă interesează și dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu de YouTube. Acum o să adaug făina și evident că o cântăresc, am cântar sub bol. O să adaug aproximativ 250 de grame, după cum am spus. Chiar fix 250 de grame și s-au nimerit pe cântar. Acum amestec cu ajutorul unui tel, da? Omogenizăm cu ajutorul unui tel. Până nu avem coculoase, apoi ajustăm, da? În funcție de făina și laptele pe care îl folosiți, s-ar putea să fie nevoie de câteva ajustări. Dar la final o să iau polonicul și o să vă arăt consistența pe care o am eu. La fel, înainte de a le coace pe tigaie, eu voi adăuga o linguriță mică de ulei, așa la final. La final tot este important să adăugați o linguriță de ulei, astfel vor fi foarte noi și nu se vor lipi de tigaie. Acum depinde și de tigaia pe care o aveți. Aluatul este gata, voi adăuga câteva picăturile de ulei spre final, după cum am spus. În funcție de îndulcitorul pe care îl folosiți voi, nu știu, sirop de agave, știevi sau zahăr, ce vreți voi, puteți ajusta cu făină, dar nu știu, plus, minus 10 grame. O, îndulcitorul oarecum schimbă un pic structura, depinde dacă este un îndulcitor lichid sau uscat. Uitați-vă, aici am ca un fulgușor de nea, ca o zăpadă s-a pus aici făina mea. Așa, acum sunt în proces de pregătire și am vrut să vă spun că în funcție de laptele pe care îl folosiți, ați putea avea nevoie de mai puțin sau de mai mult ulei, da? Depinde cât de gras este laptele. Așa arată aluatul meu. O să și vărs așa puțin ca să-i vedeți structura. Pun clătitele în această farfurie și să vedem dacă este cineva aici care știe în ce an se făceau astfel de farfurii. Să-mi spuneți dacă aveți și voi astfel de farfurii acasă. Sunt gata și clătitele, mai am câteva acolo de făcut pe aragaz
Câteva s-au mai mâncat în timp ce găteam. Aici am niște dulceață de căpșuni. Ciocolată, să știți că și ciocolata și prunele uscate tot sunt fără zahăr adăugat, da? Iar deasupra am pus niște sirop de agave ca să aibă un sclipici din ăsta așa și să fie dulce, pentru că eu clătitele nu le fac foarte dulci, le fac mediu așa ca să fie folosite atât la umplutură sărată cât și umplutură dulce. Haideți să gustăm. Deci așa arată clătita. Mulțumesc că ați privit acest video până la final. Sper că v-a fost utilă rețeta. Vă doresc o zi cât mai frumoasă. Pa, pa!